Un avion care a luat foc în zbor a aterizat de urgență pe o autostradă din Carolina de Nord și vedem imaginile chiar acum. Potrivit ultimelor informații, aeronava ar fi raportat probleme și a cerut asistență. În urma aterizării forțate, două persoane au ajuns la spital, iar traficul rutier, bineînțeles, a fost blocat acolo pe autostradă ore în șir.